Doriți să fie Domnul, aleluia, gloria Lui, suntem din nou împreună, suntem din nou prezența Lui Dumnezeu. Tot timpul îmi place să zic că avem Dumnezeu viu. Amin. Aleluia. Și am auzit o chestie de la un frate zilele trecute și spunea că biserica se roagă, cere de la Domnul mâncare. Doamne, pregătește-ne Tu. Și noi care venim aici în față, care ne punem la dispoziția Domnului, noi suntem bucătari. El este șeful, El ne dă nouă și noi servim adunarea. Și cred din toată inima că fiecare slujitor al Dumnezeu care vine înaintea noastră se pune la dispoziția Dumnezeu și zice, Doamne, Tu, Doamne, să-mi dai ceva ce adunarea are nevoie. Amin. Ceva ce atinge adunarea, ceva ce schimbă. Că asta mă rog ca aproape de fiecare dată când vin la adunare. Doamne, nu vreau să merg acolo doar să petrec niște ore, să cânt și să plec. Vreau să mă apropii mai mult. Vreau să-mi schimb inima, să mă transform, să văd mai mult din Tine în viața mea. Amin. Trăim niște vremuri ciudate, niște vremuri grele, niște vremuri care învățăturile dracilor vin tot mai mult și le vedem. Sunt atât de multe nebunii. Vedem cum lumea începe să identifice cu tot felul de chestii scârboase, de identități ciudate, de poți să fii ce vrei tu în lumea asta. Este ceva incredibil de urât cum satana lucră. Și noi ca creștini trebuie să avem gândul acesta că noi ne identificăm cu Iisus. Amin. Amin și atât. Și o să vedeți în câteva minute cât de bogat și cât de nemărginit și poate nu o să ajung eu să vă arăt profunzimea numelui lui Iisus, dar să vedeți că așa se numește și îndemnul meu de astăzi, dacă i-aș pun în titlu, să zic așa. Cine suntem noi în Iisus? Cine ești tu ca creștin? Cum te identifici tu? Și cine crezi că ești tu în Iisus? Am extras, sper să aveți un pic de găduință, că este un pic mai lung, dar pe mine m-a uimit. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am extras niște titluri și niște versete care cred eu că dacă le credem cu tărie și cu adevărat le implementăm în viața noastră, vom fi de neoprit prin puterea lui Iisus. Vom fi acei credincioși statornici, vom fi acei credincioși care știm ceea ce suntem în Dumnezeu, știm valoarea noastră, știm la ce suntem chemați și știm ce suntem prin El. Amin. Amin. Aleluia. Și vreau să încep cu Galateni, capitolul 2. Versetul 20. Și spune așa. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Asta este primul verset care vreau să introduce. Că am fost răstigniți împreună cu Iisus și nu mai suntem noi. Deci, practic, Gabi ăla vechi a murit sau trebuie să moară sau a murit prin credință. Și atunci Hristos trăiește în noi. Și atunci noi ne identificăm cu Hristos. Și o să vedem în câteva momente cât de îmbogat este numele lui Hristos și cine ești tu cu adevărat. Și dacă dăm pagina la Galateni 3 cu 27. Spune așa, Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și de aici a pornit ideea mea, identitatea în Hristos. Te-ai îmbrăcat cu Hristos. Hristos este peste tine, Hristos trăiește în tine. Ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Tu nu mai poți zici că ești tu, tu nu mai trăiești pentru tine. Și nu vreau să căutați în Biblie, că o să fie destul de multe versete. Mi le-am pus aici așa o listă. Vreau doar să medităm. Să medităm, să luăm cu credință aceste cuvinte și să zic, da, Doamne, eu asta sunt prin Tine. Da, Doamne, asta e valoarea mea și asta suntem prin Tine. Și în primul rând, primul punct este, sunt copil al lui Dumnezeu. Ioan 1:12. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Nu vreau să mai fac alte adăugiri, că este lista destul de lungă. Haideți să avem un duh de reverență înaintea Dumnezeu. Să stăm așa, într-un fel de închinare și să te gândești. Te regăsești în chestiile astea? Sau ești mințit de satana? Unde ești tu acum în Hristos? Ce crezi tu despre tine?
Al doilea, sunt răscumpărat de mâna celui rău. Psalmul 107:2 spune așa: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Amin. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, care i-a izbăvit de mâna vrăjmașului. Aleluia! Punctul 3. Sunt iertat. Coloseni 1:13-14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiul dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Suntem salvați prin har și prin credință. Efeseni 2:8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aici este incredibil. Și acesta nu vine de la noi. Este darul lui Dumnezeu. Aleluia! Suntem făcuți neprihăniți. Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aleluia! Credeți acest lucru? Suntem sfinți, următorul punct. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Domnului nostru. Aleluia! Suntem o făptură nouă. Căci, 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Suntem părtași naturii divine a lui Iisus. 2 Petru 1:3-4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slavă și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este lume prin pofte. Aleluia! Suntem răscumpărați din blestemul legii. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat de lemn. Suntem eliberați de sub puterea întunericului. Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ioan, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească tot adevărul, că cel nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Suntem fii de Dumnezeu, că tot ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Suntem în siguranță oriunde mergem. Psalmul 91:11. Că cel va porunci îngerului Său să te păzească toate căile tale. Sunt Dumnezeu minunat și doar la jumatea listei, fraților. Realizăm aceste lucruri, le avem aceste lucruri în inima noastră. Le credem cu tărie, sau de multe ori nu ne mai găsim cine suntem. De multe ori ne lăsăm înșelați de Satana, că vine cu atâtea gânduri și atâtea minciuni care vrea să te doboare. Asta este lupta lui pe pământ. Nu vrea să te ridici unde vrea Hristos să fii. Vrea să te țină acolo credinciosul ăla doar de duminică. Ăla care n-are nicio putere, ăla care nu știe cine este în Hristos și ăla care poate, Dumnezeu nu poate face nimic prin el, fiindcă nu-și cunoaște valoarea în Dumnezeu. De asta zic, haideți să ne trezim. Hai să Domnul, Doamne, ajute-mă ca aceste lucruri, dacă vreți, dați-mi mesaj și vi le dau. Să stați, să le meditați, să le introducem în inima și în mintea noastră. Și în fiecare zi când te trezești, să te trezești pe aceste gânduri. Că tu ai valoare, că ești sfânt, că prin Iisus Hristos, că ești neprihănit. Și să trăiești așa, să nu te lași mai jos, să nu te lași amăgit de Satana. Noi suntem chemați să fim copii de Dumnezeu. Aleluia! Sunt puternic în Domnul atunci când eu sunt slab. 2 Corinteni 12:9-10. Și El mi-a zis: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Aleluia! Suntem moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Hristos. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți cu El. Și să cerem cu Domnului putere: Doamne, ajută-ne să și suferim. Ajută-ne, Doamne, să fim acei credincioși care se mergem până la capăt cu Tine. Ați văzut ce frumos a vorbit Dumnezeu? Să nu ne lăsăm înșelați, să nu ne lăsăm amăgiți. Haideți să căutăm să fim aproape de Dumnezeu. Că vor veni vremuri foarte grele. Și zice Biblia că chiar și cei aleși pot să fie înșelați. Aleluia! Sunt binecuvântat când merg și când vin. Deuteronom 28:6.
Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Suntem moștenitori al vieții veșnice. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Suntem binecuvântați cu binecuvântări duhovnicești. Efeseni 1:3. Binecuvântați să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Aleluia! Suntem vindecați prin rănile Lui. 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Amin. Îmi place atât de mult cum vorbește Biblia că nu suntem morți de păcat. Suntem morți de neprihăniți. Haideți să ne ridicăm la stadiul ăla. Haideți să avem credința Bibliei. Haideți să, nu știu, să cerem Dumnezeu, Doamne, fă-ne această descoperire. Nu citesc și nu văd în Biblie să mergi așa pe cale. Să fii foarte căzut odată și să te ridici. Trebuie să mergi cu Dumnezeu înainte. Să ai aceste lucruri în inima ta. Să lași pe Dumnezeu să te transforme. Să fii flăcărat în fiecare clipă. Amin. Și asta, Doamne, cred că cel mai mult, exact ce s-a vorbit prin fratele Bisarică, ce a vorbit Domnul. Ai credința Bibliei sau ai teologia oamenilor? Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și nu ce auzim în stânga și în dreapta. Și ce scrie cuvântul, să luăm cu mâini. Crezi în Dumnezeu, atunci în Iisus Hristos, toate lucrurile alea vin așa legate frumos. Vine nașterea din nou. După aia nașterea din nou lucră în tine neprihănire. Lucră în tine roada Duhului Sfânt. Dar parcă de multe ori, nu știu, tu ești în stânga și în dreapta, tu ești la tine în viață și, Doamne, ceva lipsește, ceva nu face click cu ora, ceva, Doamne, nu știu, eu m-am săturat. Eu vreau cu adevărat ce citesc acolo, să văd în viața mea, fraților. Și cred că ăsta e îndemnul principal. Haideți să avem râvna asta și să nu ne lăsăm. Să nu ne lăsăm. Că sunt vremuri grele, sunt vremuri în care sunt atâtea amăgie, și vorbeam și cu fratele Mihai, sunt atâtea teologii și atâtea idei și atâtea răstămăcii. Foarte, foarte, dar tot cu Dumnezeu. Și cred că asta este primul lucru, ca să te identifici în Hristos și să știi cine ești tu în Hristos. Ce a făcut Hristos și prin El, și doar prin El, ești ceea ce spune cuvântul. Noi nu putem adăuga nimic. Orice vei face pe acest pământ, nu adaugi. Nu o să te felicite Dumnezeu. Bravo că ai prorocit și bravo că ai vindecat. Zice, ai făcut ce trebuia făcut. Asta să ne intre bine în cap. Nu dacă mă rog de 15 ori pe zi, îți mai bine prihănit în ochii lui Dumnezeu. Nu, mă rog că îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. Aleluia, glorie Lui. Amin. Spune, suntem cap și nu coadă. Deuteronom 28:13. Domnul te va face să fii cap și nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le voi da astăzi și dacă le vei păzi și le vei împlini, și nu te vei abate nici la dreapta și nici la stânga de la poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alții Dumnezei și să le slujiți. Suntem biruitori. 1 Ioan 4:4. Voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit. Pentru că ceea ce este nou în voi este mai mare decât ceea ce este în lume. Și atunci, de ce ne lăsăm călcați în picioare? De ce rău? De multe ori. Parcă te trezești dimineață și uiți că ești creștin de multe ori. Uiți că ai puterea în Hristos. Uiți că cine ești tu în Hristos. Când ar trebui să-L zdrobești. De ce Domnul zice Iisus Hristos, după ce a înviat și a fost proslăvit, toată puterea mi-a fost dată și vă dau vouă. Dar noi parcă suntem așa de ciudați că nu luăm chestiile astea. Haideți să începem să mustrăm. Haideți să începem să luăm autoritate în casa ta, în familia ta. Mustră. Amin. Dumnezeu, Iisus Hristos zice că ți-a dat puterea. Și noi de multe ori, și cele mai de multe ori, tot îl chemăm pe El. Parcă mie mi se pare un pic ciudat aici. Ne-a dat puterea. Folosește-o. Amin. Eu sunt tine. Ai Duhul meu. Ești neprihănit prin mine. Ce faci? Suntem ațințiți spre lucrurile care nu se văd. Corinteni 4:18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Aleluia. Aici are de-a face cu iubirea de pământ. Iubirea de tot ce e pe pământul ăsta.
Aici știm cu toții, avem teoriile astea toți și le știm, versete, și știm toți, dar nu știu, de multe ori și eu mă rog, Doamne, parcă nu știu ce am, le uit, parcă nu le am în viața mea, parcă nu sunt active, parcă și de asta trebuie să, nu știu, să ne trezim cu adevărat. Și să le punem asta în inimile noastre. Să ne ridicăm la stadiul ăla unde ne vrea Hristos. Să fim creștinii ăia cu putere, să fim creștinii ăia cu autoritate, să fim creștinii ăia așa cum ne vrea Domnul Iisus. Eu nu vreau să mă înșel, nu vreau... Am mai povestit și aici, sunt tot felul de istorisoare pe internet și ajungi în punctul ăla, nu știu, când va veni lepădarea sau nu știu ce punct și să-ți dai seama că te-ai mințit singur. Ți-ai pierdut viața pentru ceva ce n-a semnat nimic și te-ai prefăcut și ai crezut că crezi și n-ai crezut și... Înțelegeți? Eu nu vreau asta. Nu vreau asta. Și nici Dumnezeu nu vrea asta. Și o spun de câte ori vorbesc cu cineva și vine înaintea voastră. Dumnezeu e viu. Haideți să nu facem o religie. Haideți să avem credința cuvântului Dumnezeu. Să ne ridicăm acolo unde vrea El. Nu e religie care vii și din religie te rogi, din religie cânți și atât. Nu. Este Dumnezeu care vrea mult mai mult. Este Dumnezeu care lucrează prin tine. Este Dumnezeu care a făcut totul pentru tine. Și să nu ne lăsăm mai prejos de ce vrea Dumnezeu. Suntem diferiți de lume prin înnoirea minții noastre. Romani 12, 1 cu 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aleluia! Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Căci noi, 1 Corinteni 3 cu 9. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Suntem neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. De ce mai zici că ești păcătos? Ești acolo, ridică-te în numele lui Iisus. Nu știu ce stare ai, nu știu ce gânduri ai, nu știu ce situație ai acum, dar în numele lui Iisus, ridică-te. Și vină în cuvântul lui Dumnezeu și ridică-te unde te vrea Dumnezeu. Să fii neprihănirea Lui. Să fii puternicul, războinicul și biruitorul care Hristos te-a chemat să fii. Suntem lumina lumii. Matei 5 cu 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidit împreună cu Hristos pentru fapte bune ca să umblăm în ele. Efeseni 2 cu 10. Căci noi suntem în lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Aici de multe ori eu așa înțeleg și zice că a pregătit Dumnezeu și noi trebuie să umblăm în ele. Dacă ai credința biblică, asta, la un ultimul timp la asta mă raportez, credința biblică, sunt atâtea de multe credințe și atâtea de multe răstămăciri. Ce Biblia, dacă ai credința biblică, merge așa frumos și umbli prin fapte bune și totul vine natural când ai Duhul Sfânt, când ai roada Duhului Sfânt. Nu te chinui să scoți să-i dai un leu la acel om pe stradă. Cu dragoste dai mai mult de un leu. Aleluia! Și ultimul punct, preferatul meu, suntem puternici în Iisus. Pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Aceasta este lista care Coștorul Dumnezeu a pus-o împreună. Poate nu este totul, poate este mult mai bogat și cred că este mult mai bogat. Dar aș vrea să rămâne cu aceste gânduri. Și în fiecare dimineață când te trezești, să nu uiți că ești copil de Dumnezeu, să nu uiți ce ești prin Iisus. Și să nu te lași mințit. Și cum am mai zis, ridică-te în numele Lui Iisus. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să, cu aceste gânduri să venim. Și zice, Doamne, ajută-mă cu adevărat ca în fiecare zi, Doamne, să mă identific în Tine. Să știu cine ești, Doamne. Știu că m-am îmbrăcat în Tine. Și dacă ești persoane aici care nu s-au îmbrăcat cu Hristos și ai auzit acum ce înseamnă să fii îmbrăcat cu Hristos, gândește-te ce te ține să nu te îmbași cu Hristos. Ai văzut câte lucruri minunate a pregătit Dumnezeu pentru noi. Ai văzut cât de bogat. Ai văzut câte valoare a pus Dumnezeu în noi prin Fiul Său. Și mulțumesc lui Dumnezeu că totul a fost făcut. Și noi doar trebuie să acceptăm și să umblăm în credință. Aleluia!
Haide să zicem, Doamne, înflăcărează-ne. Doamne, ajută-ne cu adevărat aceste cuvinte să fie adânc cu inimii noastre în fiecare clipa vieții noastre. Ajută-ne să ne ridicăm în autoritatea care Tu ai lăsat-o peste noi. Și orice păcat în numele Lui Iisus să dispară din viața noastră. Să trăim în neprihănirea care ne-a chemat Dumnezeu să fim. Să ne ferim de orice lucru. Să stăm împotriva celui rău. Să ne împotrivim și El va pleca de la noi, spune cuvântul. Aleluia! Haideți să ne rugăm pe Tatăl nostru să ne dea o minte nouă, o inimă nouă și, Doamne, ajută-ne să ne ridicăm acolo unde Tu ne vrei. Amin. Aleluia! Amin! Amin.